Pentru această rețetă avem nevoie pastă de tomate, ulei, piper, vin alb, orez, ștevie, 2 ouă, ceapă, somon afumat, măra și sare. Am pus uleiul la încins, punem ceapa, să se pălească. Adăugăm și uleiul. Nu lăsăm foarte mult, doar cât să prindă gustul acesta, care va da o savoare deosebită. Iar acum punem pe aceeași șașcă în care am avut orezul, măsurăm apa. Și punem peste. Și lăsăm să se umfle. Orezul s-a umflat, a absorbit apa. Acum oprim focul și lăsăm să se răcească. Am pus orezul. Punem somonul și cumărarul. O linguriță de sare, să nu uităm că somonul are sare deja. Piper. Ouăle. Și omogenizăm compoziția. Sare. Și o să opărim ștevia. Un puțin. Să se înmoaie, să putem lucra cu ea. Atât e suficient. Și așa o să facem, să procedăm cu toată ștevia. Am opărit ștevia. Acum punem din compoziție. Rulăm frumos. La capăt tungem capetele ca să nu ies compoziția. În vas am pus niște frunze de ștevie, ca să nu se lipească. Și procedăm în continuare în același fel cu toată compoziția. Am terminat și ultima sarma. Vom pune vinul. Punem pasta de tomate. Completăm cu apă. Cât se acope. Iar acum le ducem la fiert. Nu foarte mult, pentru că frunza de ștevie este foarte, foarte sensibilă. Și o să le lăsăm cel mult 1-2 clocote. O să luăm una din sarmale și o să verificăm dacă orezul este fiert. Foarte fiert. Este gata, o să oprim focul. Alcoolul s-a dizolvat din vin. Este perfect, este gata. Acestea sunt sarmalele noastre cu somon afumat și învelite în foi de ștevie.